Salut! Sunt Filip Ristovski și am plăcerea să vă povestesc trei lucruri bune care s-au întâmplat în anul 2020, în cadrul campaniei Să auzim de bine, ca să intrăm mai bine cu toții în spiritul sărbătorilor. Începem cu impresionantă poveste a maestrului João Carlos Martins, un celebru pianist din Brazilia. De peste 20 de ani, mâinile sale, talentate, nu au mai putut cânta, din cauza unor accidentări, dar și a unei boli degenerative, care au făcut ca artistul să-și piardă mobilitatea în aproape toate degetele. Asta până când designerul Ubiratan Bizarro Costa a conceput o pereche de mănuși speciale cu arcuri care ridică degetele pianistului de pe clapă, o mișcare pe care el singur nu putea să o facă. Martins, în vârstă de 80 de ani, a mărturisit pentru Reuters că îi se pare un miracol faptul că după 20 de ani își poate folosi iar toate degetele. Vom avea, în cadrul acestei campanii, câteva știri despre oameni care au salvat animale într-un fel sau altul. Începem însă cu o poveste despre un om care a fost salvat dintr-un incendiu de către papagalul său. Anton, un bărbat din Brisbane, dormea în momentul declanșării incendiului, când a fost trezit de papagalul său care îi striga numele în continuu. Deși clădirea era dotată și cu alarma de incendiu, papagalul a fost mai rapid decât ea și l-a trezit pe Anton, care a ieșit la timp din casă, nevătămat. Nu putem să încheiem primul episod din campania noastră fără să vorbim despre Giving Tuesday. Poate ați auzit despre această inițiativă lansată în 2012 în Statele Unite ale Americii ca alternativă la Black Friday și Cyber Monday, zile dedicate consumului. În doar câțiva ani, Giving Tuesday a devenit o mișcare internațională, transformându-se într-o sărbătoare globală a generozității, la care participă peste 60 de țări. În acest an, Giving Tuesday la noi, în România, s-a transformat în Săptămâna Generozității și are loc chiar acum, în perioada 1-8 decembrie. Dacă vrei să te implici, poți să dăruiești bani sau produse pentru o cauză nobilă, să donezi sânge sau să faci voluntariat. Cu toții avem ceva de dat. Fie și un simplu share sau click pe filmările din această campanie pentru a crește cantitatea de optimism din social media. Știm cu toții că este nevoie. În final, vreau să mulțumesc Muzeului Colecțiilor de Artă că mi-a oferit posibilitatea să vă povestesc aceste lucruri din colecția SIM. Următoarele episoade din campanie vă vor fi povestite de colegii mei, actori la Teatrul Notara, și vor avea ca decor o altă colecție impresionantă din acest muzeu extraordinar pe care vă invit să-l vizitați. Să auzim de bine!